Bună ziua! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom învăța o nouă metodă de rezolvare a sistemelor de două ecuații liniare cu două necunoscute, și anume metoda substituției. Pentru aceasta este necesar să reamintim câteva lucruri. Mai întâi reamintim că un ansamblu de două ecuații liniare cu două necunoscute se numește sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute. Forma generală a unui astfel de sistem este următoarea: a1x plus b1y egal cu c1, respectiv a2x plus b2y egal cu c2. În această scriere, a1, a2 reprezintă coeficienții lui x, b1, b2 reprezintă coeficienții lui y, iar c1, c2 termenii liberi. Facem remarca că a1, b1, a2, b2, respectiv c1, c2, sunt numere reale. Prin soluția unui sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute, înțelegem o pereche de forma m-n de numere reale cu proprietatea că, înlocuindu-l pe x cu m și pe y cu n, obținem egalități adevărate. Iată un exemplu. Perechea 7-3 este soluția sistemului 2x minus 3y egal cu 5, respectiv x plus y egal cu 10. Asta deoarece, înlocuindu-l pe x cu 7 și pe y cu 3, obținem, iată, două egalități adevărate. Astfel, a rezolva un sistem înseamnă să determinăm soluțiile acestuia, urmând o anumită schemă logică. Pentru a rezolva un sistem prin metoda substituției, procedăm astfel. Pasul 1. Se alege o ecuație și în ea, una din necunoscute se consideră număr cunoscut. Iată, în exemplu alăturat, în cea de-a doua ecuație a sistemului, vom considera că y este numărul cunoscut. Pasul 2. Exprimăm cealaltă necunoscută, adică pe x, cu ajutorul necunoscutei considerată număr la pasul 1. Astfel, prima ecuație a sistemului rămâne neschimbată, iar în cea de-a doua ecuație îl vom avea pe x exprimat funcție de y. Pasul 3. Expresia găsită la pasul 2 se înlocuiește în cealaltă ecuație și astfel prima ecuație a sistemului devine o ecuație de gradul 1 cu o necunoscută. Pasul 4. Rezolvăm ecuația obținută la pasul 3, iar cea de-a doua expresie a sistemului rămâne neschimbată. Pasul 5. Înlocuim soluția obținută la pasul 4 în expresia de la pasul 2 și astfel obținem y egal cu 3, respectiv x egal cu 7. Pasul 6. Scriem soluția sistemului, adică mulțimea soluțiilor cuprinde perechea 7-3. Vă propun în continuare să rezolvăm împreună un sistem de două ecuații liniare cu două necunoscute prin metoda substituției. Iată sistemul. 4x plus 2y egal cu 6 și 2x minus y egal cu 1. Observăm cu ușurință că în cadrul celei de-a doua ecuație a sistemului putem fixa ca x să fie numărul cunoscut, astfel încât să-l putem exprima pe y în funcție de x. Înlocuim în prima ecuație pe y funcție de x și obținem astfel o ecuație de gradul 1 cu o necunoscută pe care o rezolvăm. După rezolvare, obținem x egal cu 1, iar această valoare o înlocuim în cea de-a doua ecuație a sistemului pentru a-l putea determina pe y. În final, obținem x egal cu 1, respectiv y egal cu 1, adică soluția sistemului este perechea de numere 1, 1. În continuare, vă propun să încercați să rezolvați singuri următorul sistem prin metoda substituției. Mult succes! Bună ziua!